Întâmplare șocantă în liceul Dimitrie Leonida din București. Mai mulți copii au avut nevoie de ajutorul medicilor după ce unul dintre ei a pulverizat spray iritant în holul liceului. Părinții au venit într-un suflet după ce au fost anunțați de acest incident. Ce v-a spus? Nu știu nimic, nu știu că vrea salvarea, dar mai mult a luat-o salvarea pe fetiță. Nu știu dacă a apucat sau nu voia. Unde erați în momentul în care v-au sunat? M-a sunat un coleg, eram acasă. Un copil cu smurdă. Sunteți părinte? Ce v-au spus? Copilul este aici la școală în momentul de față? Da, e la școală. Mi-a spus că s-a dat cu spray ceva, dar nici el nu știe că nu-i lasă să iasă din clasă. Câți ani are copilul? 16. Bine, o iasă afară și directorul. Să iasă afară! Să iasă afară! E trei ore că nu iasă afară, în 4 luni de zile! Din toamnă e 4 ore, e ce să-i bazi? Ce e aici? E pușcărie? Da, imagini tulburătoare, părinții sunt foarte îngrijorați în legătură cu starea de sănătate a copiilor lor. Mădălina Iacob urmărește subiectul chiar de la fața locului, a asistat la toată această operațiune. Mădălina, bună ziua! Câți copii sunt cu probleme în acest moment și în ce stare sunt? Bună ziua, Mihaela! 33 de elevi de aici, de la Colegiul Dimitrie Leonida, au fost evaluați de către medici. Au sosit mai multe echipaje medicale aici, mai multe autospeciale în fața liceului Dimitrie Leonida din capitală. 33 au fost evaluați și 25 dintre ei au fost transportați la spital. Cel puțin acestea sunt în acest moment informațiile. Vorbim despre 14 copii care au ajuns la Spitalul Grigore Alexandrescu și alți 11 la Spitalul Marie Curie din capitală. Aveau simptome respiratorii, au avut stări de greață, vomă chiar, și spuneau că se simțeau destul de rău, multe dureri de cap au acuzat acești copii. Medicii spun că sunt cu toții în stare stabilă și că nu au pățit nimic. Mulți au spus că au avut chiar atacuri de panică. Intervenția este încă în desfășurare aici, așa că lucrurile se pot schimba de la o oră la alta. O adevărată desfășurare de forțe a fost pe Bulevardul Basarabia astăzi. Mai multe autospeciale pentru victime multiple au ajuns aici, iar pe terenul din curtea școlii au fost ajutați acești copii să își revină, pentru că mulți dintre ei acuzau dureri la nivelul ochilor. Acest elev de 15 ani se pare că a avut spray-ul lacrimogen, paralizant, în ghiozdan, l-a avut asupra lui chiar în buzunar, iar la parter s-ar fi întâmplat tot acest incident. Nu se știe însă exact de ce s-a enervat acest copil, dar se pare că ar fi avut un conflict cu un coleg al lui de clasa 9, tot de 15 ani. Afli oriunde ai fi, în timp real, observator. Noi ne vedem la ora 19 live pe Antena 1 și Antena Play.